Mai multe clădiri din capitală vor fi lăsate fără apă în urma debranșării de la energie electrică a obiectivelor Apă Canal Chișinău. Motivul deconectărilor este datoria în creștere neachitată, care a ajuns la peste 73 de milioane de lei, anunță PMR Energy. Ulterior, într-un comunicat de presă, furnizorul declară că întreruperea curentului a fost amânată până la data de 1 februarie. Într-un comunicat emis, premierul Energy spune că a tratat cu respect și înțelegere rezonabilă situația financiară dificilă a Apă Canal Chișinău și până la ajustarea prețurilor pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare, nu a apelat la toate mecanismele legale pentru apărarea drepturilor sale în calitate de furnizor față de care Apă Canal Chișinău are datorii, situație care nu mai poate fi acceptată în continuare. În pofida multiplelor notificări expediate către Apă Canal Chișinău, unele instituții de stat de profil și administrația publică locală cu privire la necesitatea stabilirii unor soluții constructive de stingere a datoriei acumulate pentru energie electrică consumată și depășirea situației respective, cu regret, până la moment, starea de lucruri nu s-a schimbat. Apă Canal Chișinău nu a realizat acțiuni concrete îndreptate spre soluționarea situației create și nu a propus un mecanism fiabil în acest sens, datoria furnizorului de apă continuând să crească cu fiecare zi. Furnizorul de energie mai precizează că sumele propuse de Apă Canal Chișinău pentru a achitarea în tranșe lunare sunt insuficiente, nu duc la micșorarea reală a datoriei și nici măcar nu acoperă consumul curent, ceea ce agravează situația deficitului de lichidități. Prin urmare, riscul de a nu-și onora propriile obligații față de Energocom și alte întreprinderi din sistemul energetic care prestează servicii pentru premieră energie este din ce în ce mai accentuat. Astfel, furnizorul spune că este nevoit să recurgă la dreptul său legal de a deconecta instalațiile de utilizare a energiei electrice începând cu data de 26 ianuarie, printre care vor fi incluse locurile de consum în care își are sediul administrativ Apă Canal Chișinău. Totodată, pentru încasarea silită a datoriei acumulate la plata pentru energie electrică consumată, Premier Energy își rezervă dreptul de a se adresa în instanța de judecată cu solicitarea recuperării datoriei și a oricăror costuri și plăți daune adiționale în legătură cu întârzierea executării obligațiilor de plată, se mai precizează în comunicat. Datoria totală a Apă Canal Chișinău constituie 73,2 milioane de lei, dintre care 44,7 milioane conform facturilor cu termenul expirat. Recent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat un tarif de 11 lei și 12 bani pentru un metru cub de apă, iar pentru serviciile de canalizare 4 lei și 18 bani per metru cub. Primarul capitalei s-a arătat nemulțumit de noile tarife. Potrivit lui, decizia în RE nu soluționează problema, este una păguboasă și ar duce la falimentarea furnizorului. Mai mult, edilul spune că ANRE acționează la indicația guvernării care vrea să lase Chișinăul fără apă, să întoarcă mirosul neplăcut în capitală, să facă de vină în toate primăria și să falimenteze Apă Canal. Acuzații respinse de ANRE și PAS. Cu ceva timp în urmă, însă, Apă Canal Chișinău a cerut un tarif de aproape 23 de lei. Cel mai mare tarif pentru apă și canalizare este achitat de către locuitorii din Glodeni. Ei plătesc 27 de lei și 68 de bani pentru apă și 27 de lei și 74 de bani pentru canalizare.